Un muzeu al războaielor va fi deschis în curând. Centrul va găzdui exponate unice adunate de la cei care au simțit pe pielea proprie teroarea războiului și au decis să păstreze vie amintirea lor. În ultima etapă, muzeul arată ca un labirint al istoriei. Acesta va fi unicul muzeu de la noi cu o expoziție permanentă. Întreg muzeul este o adevărată traiectorie a istoriei, care te poartă prin toate războaiele duse de Moldova. Până la deschidere, muzeul trece prin ultimele proceduri de amenajare, iar cel care cunoaște istoria fiecărui exponat este șeful Centrului de Cultură și Istorie Militară. Secolul XVIII, războaiele ruso-turce. Aici ne aflăm în sala Republica Democrată Moldovenească. Avem în continuare, începând de la Actul Unirii, Sfatul Țării Ziarul, și piese ce ne vorbesc despre epoca sau etapa interbelică. Vedeți documente originale germane, livrete de serviciu militar. În continuare, cred că este un exponat care îl cunoașteți deja. Câțiva ani în urmă a fost scoasă sârma ghimpată de la Prut. O uniformă de canvădist, o uniformă de general sovietic, arme corespunzător atât sovietici cât și germane. Acum mergem la războiul din Afganistan. Războiul din Afganistan, respectiv anul 1979-1989. Ne aflăm în sala ce oglindește războiul de pe Nistru. Deși impresionantă, chiar la prima vedere, aceasta ascunde încă multe secrete. Efecte și sunete speciale va transforma această sală într-un adevărat câmp de luptă. Tot acest spectacol îl vom prezenta sâmbătă, atunci când muzeul va fi deschis oficial. Majoritatea exponatelor au fost aduse de cei care personal au trecut prin focul războaielor. Personalul meu este binoclu, acest militar, este portcarta, această cască e adusă și e scălită de pământenii noștri. Pentru deschiderea muzeului au fost cheltuiți 600.000 de lei, bani acordați de Biroul de Reintegrare, Guvern și Ministerul Apărării.